Bine v-am regăsit! Voi continua seria rezolvărilor testelor grilă pentru admitere cu exemple din această culegere de teste de pregătire pentru admiterea la Politehnică publicată de Universitatea Politehnică din București. Azi voi rezolva întrebări de mecanică și deoarece știu din experiență că anumite întrebări legate de teorie și de interpretarea și aplicarea teoriei în obținerea unor relații matematice sau a unor grafice ridică de multe ori probleme, am ales pentru azi astfel de întrebări. Deci nu vom avea mult de calculat, va trebui mai degrabă să ne gândim. Să vedem ce spune prima întrebare. Care dintre graficele următoare corespunde dependenței de timp a vitezei unei bile aruncate vertical în sus, care în cădere suferă ciocniri perfect elastice și instantanee cu o suprafață plană orizontală. Momentul inițial este momentul aruncării. Cred că trei lucruri ne ajută să identificăm răspunsul corect, varianta corectă de răspuns, și anume, faptul că avem ciocniri perfect elastice, faptul că aceste ciocniri sunt instantanee, și că momentul inițial este momentul aruncării. Și dacă la aceste trei observații mai adăugăm faptul că în mișcarea sub acțiunea greutății viteza variază liniar cu timpul, deci mișcarea este uniform variată, atunci putem să găsim varianta corectă de răspuns. Deci în mișcarea sub acțiunea greutății viteza variază liniar cu timpul după legea V egal cu V0 plus A ori T. Asta înseamnă că variația vitezei pe grafic trebuie să apară sub forma unui segment de dreaptă. Așa că de la început graficele, variantele D și E cad. Pentru că acolo avem niște curbe și o astfel de variație a vitezei nu este o variație liniară. Mai departe, avem ciocniri care schimbă viteza instantaneu. Ciocnirile durează atât de puțin încât le putem considera instantanee. Și asta înseamnă că pe grafic trebuie să avem niște variații ale vitezei sub forma unor segmente verticale, perpendiculare pe axa timpului. Și atunci și varianta A și varianta F cad. Pentru că acolo nu avem astfel de variații instantanee ale vitezei. Toate variațiile care există în aceste două grafice, în A și F, au o durată care nu este practic zero. Așa că rămânem cu B și C. Dar în C observăm că avem segmente care sunt perpendiculare pe axa vitezei, ceea ce înseamnă că reprezintă mișcări uniforme, mișcări în care viteza nu se schimbă. Noi nu avem așa ceva, așa că singura variantă corectă este varianta B. Dar să vedem și de ce arată graficul așa cum arată. Avem, deci, viteza reprezentată în funcție de timp. Și enunțul spune că momentul inițial este cel al aruncării. Dar pe grafic, în momentul inițial, viteza are o valoare pozitivă. Să notăm V0. Înseamnă că vom considera sensul pozitiv al vitezei atunci când viteza este orientată în sus. Și înseamnă că atunci când viteza va fi orientată în jos, ea va fi negativă. Ce se întâmplă după momentul urcării? Viteza scade și la un moment dat ajunge să fie zero în momentul în care corpul ajunge la înălțimea maximă. Este această porțiune a graficului. Aici este momentul în care corpul nostru a ajuns la înălțimea maximă. Ce face mai departe? Începe să coboare. Asta înseamnă că viteza de aici încolo va fi negativă.
și graficul se va găsi sub axa timpului. Crește în modul, mobilul se mișcă tot mai repede, dar este negativă. Și atunci avem în continuare această variație. Până când? Știm că dacă nu există frecări, corpul ajunge jos cu aceeași viteză în modul pe care a avut-o la aruncare. Așa că dacă aici am avut plus V0, aici trebuie să avem minus V0. Și ce se întâmplă acum? Urmează ciocnirea perfect elastică. Perfect elastică înseamnă că după ciocnire corpul va avea din nou viteza pe care a avut-o inițial. Și ciocnirea aceasta este instantanee. Deci înseamnă că avem o variație foarte bruscă a vitezei, care este perpendiculară pe axa timpului. Și ajungem din nou la viteza V0 și apoi lucrurile se repetă. Deci, răspunsul corect, varianta corectă de răspuns este B. 2. Forța care acționează asupra unui punct material de masă M dintr-un pendul matematic care face unghiul alfa cu verticala pentru a-l readuce în poziția de echilibru este. Și avem variantele de răspuns pe care le vedeți. Aici am făcut un desen mai frumos pentru că e foarte important să știm să facem desenul corect atunci când vorbim despre un pendul. Întâi observați greutatea. Greutatea este întotdeauna pe verticală. Greutatea nu poate să fie înclinată, pentru că e forța cu care Pământul atrage un corp și această forță este orientată tot timpul spre centrul Pământului. Deci greutatea este pe verticală. Asupra corpului nostru acționează două forțe, greutatea și tensiunea din fir. Tocmai de aceea le-am desenat cu culoarea roșie. Dar cât este tensiunea din fir? Ea nu este oricât. Ca să aflăm cât e tensiunea din fir, descompunem greutatea după două direcții. Una direcția firului și una perpendiculară pe această direcție. Și obținem componentele pe care le vedeți, Gn și Gt. Tensiunea din fir este egală cu Gn, pentru că de fapt ea este o reacțiune la Gn. Gn este forța care întinde firul și atunci în fir apare tensiunea T egală în modul cu Gn. Și acum dacă vedeți acest desen corect executat, observați că Gt poate fi considerată rezultanta a două forțe, G și T. Și mai puteți observa că raportul dintre Gt și G, Gt supra G, este sinus de alfa. Ceea ce înseamnă că Gt este G ori sinus de alfa și aceasta este forța care încearcă să aducă pendulul înapoi în poziția de echilibru. Este forța care ne interesează, despre care e vorba în întrebare. Și înseamnă că am găsit că forța care ne interesează este greutatea, adică M ori G ori sinus de alfa, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este varianta B. 3. Alegeți relația corectă reprezentând legea lui Hooke a deformărilor elastice, folosind notațiile uzuale, epsilon egal cu delta L pe L0, epsilon se numește alungire relativă, delta L pe L0, respectiv sigma egal cu F supra S, sigma se numește efort unitar. Bineînțeles, ca să găsim varianta corectă, trebuie să știm ce spune legea lui Hooke. Legea lui Hooke spune că alungirea relativă este proporțională cu efortul unitar, iar factorul de proporționalitate este modulul de elasticitate notat E mare. Și atunci avem E ori epsilon este egal cu sigma sau E înmulțit cu delta L supra L0 este egal cu F supra S. Asta spune legea lui Hooke. Și acum să vedem variantele. Avem la A și E forța exprimată din legea lui Hooke. Să vedem cu cine e egală forța. Forța este
E înmulțit cu delta L înmulțit cu S supra L0 și înseamnă că A nu este corectă și nici E. Am scăpat de două variante. La variantele B și C îl avem pe delta L exprimat. Delta L este egal din relația lui Hooke cu F ori L0 supra E înmulțit cu S. Să vedem, B nu este corect și nici C, pentru că dacă îl înlocuim pe sigma cu F supra S, nu obținem ceea ce avem în relația noastră. Așa că au mai rămas ca variante posibile doar D și F, dar D evident nu este corect, pentru că sigma este produsul dintre E și epsilon. Și atunci să vedem F, trebuie să fie varianta corectă, dar să verificăm E, modulul de elasticitate din legea lui Hooke, are expresia F înmulțit cu L0 supra delta L ori S, S înmulțit cu delta L. Relația F nu este chiar așa, dar această relație se poate scrie F supra S înmulțit cu delta L pe L0. Și delta L pe L0 fiind epsilon, ajungem la expresia dată ca variantă de răspuns la punctul F. Deci, varianta corectă este F. 4. Graficul din figură reprezintă dependența de timp a vitezei pentru trei mobile, numerotate 1, 2, 3. Alegeți afirmația corectă referitoare la accelerațiile lor. Când pe un grafic în care apare viteza reprezentată funcție de timp, avem un segment de dreaptă paralel cu axa timpului, acesta ne arată că viteza este constantă în mișcarea respectivă și înseamnă că nu avem accelerație. Dacă avem un segment de dreaptă care arată așa, atunci avem o mișcare în care viteza crește. Dacă viteza crește, accelerația este pozitivă. Iar dacă graficul are acest aspect, atunci se observă că viteza finală este mai mică decât viteza inițială, ceea ce înseamnă că accelerația, care este viteza finală minus viteza inițială supra delta t, este negativă. Și acum putem răspunde ușor la întrebarea noastră. 2 este graficul unei mișcări uniforme. Viteza e constantă, deci nu avem accelerație. 1 este graficul unei mișcări în care accelerația e pozitivă, deoarece viteza crește. Și 3 este graficul unei mișcări în care viteza scade. Și atunci, dacă citiți variantele, corectă este varianta de la F, A2 egal cu 0, A1 este pozitivă, iar A3 este negativă. 5. Două corpuri de masă M mare, respectiv M mic, M mare mai mare decât M mic, sunt legate între ele printr-un fir de legătură de greutate neglijabilă și se află pe o suprafață orizontală, așa cum se vede în figură. Dacă o forță orizontală, F, acționează asupra corpului de masă M mic, sistemul se va mișca accelerat cu accelerația A1, tensiunea în firul de legătură fiind T1. Este cazul 1 din desen, cel din stânga. Dacă însă aceeași forță acționează asupra corpului de masă M mare, accelerația sistemului va fi A2 și tensiunea T2, cazul al doilea. În aceste condiții
și avem niște relații între accelerații și tensiuni. Dacă ne gândim la cele două corpuri ca la un singur corp, ca la un sistem alcătuit din două corpuri, și avem voie să facem acest lucru pentru că și în cazul întâi și în cazul al doilea, sub acțiunea forței F, se pun amândouă în mișcare, atunci avem un corp cu masa M mare plus M mic. Și pentru că asupra sistemului acționează forța F, înseamnă că accelerația sistemului va fi forța F supra M mare plus M mic în ambele cazuri. Pentru că, repet, atât corpul de masă M mare, cât și corpul de masă M mic se pun în mișcare. Ele formează un ansamblu, un sistem de două corpuri care se pun în mișcare cu aceeași accelerație, pentru că nu pot altfel, sub acțiunea forței F. Ceea ce înseamnă că accelerația în cazul întâi este egală cu accelerația în cazul al doilea. Încă ceva, nu este specificat faptul dacă există sau nu forță de frecare. Și nu este specificat pentru că nu contează. Pentru că și forța de frecare, indiferent că suntem în cazul întâi sau în cazul al doilea, va fi aceeași. Pentru că forța de frecare nu depinde de sensul în care se mișcă un corp. Depinde doar de apăsare și de coeficientul de frecare. Așa că dacă există forță de frecare, ea este aceeași în ambele cazuri și atunci ceea ce se schimbă în această relație va fi că accelerația va fi forța F minus forța de frecare supra M mare plus M mic, dar cele două accelerații pentru cele două cazuri rămân în continuare aceleași. Și acum, dacă ne uităm la variantele de răspuns, vedem că B, C, D și E cad. Pentru că noi știm acum că cele două accelerații trebuie să fie egale. Mai poate fi corect răspunsul dat la varianta A sau la varianta F. Ca să vedem care este cel corect, să ne gândim la tensiuni. În cazul întâi, tensiunea T1 accelerează corpul de masă M mare. Cu ce accelerație? Cu accelerația sistemului. Nu mai are rost să-i spunem A1 sau A2, accelerația A. În cazul al doilea, tensiunea T2, tensiunea din firul de legătură, accelerează corpul de masă M mic, dar cu aceeași accelerație. Și forța este masa înmulțită cu accelerația. Ceea ce înseamnă că în primul caz tensiunea trebuie să fie mai mare decât în al doilea caz, pentru că în primul caz accelerăm un corp cu masa mai mare cu aceeași accelerație decât în cazul al doilea, deci T1 trebuie să fie mai mare decât T2 și asta înseamnă că varianta corectă de răspuns este A. 6. Un corp cu masa de 1 kg pleacă din repaus și se mișcă fără frecare sub acțiunea forței reprezentată în graficul pe care îl vedeți. Când mobilul ajunge în punctul X egal cu 8 metri, viteza lui va fi și trebuie să găsim cât este această viteză. Această problemă se poate rezolva cel mai simplu folosind teorema variației energiei cinetice. Variația energiei cinetice a unui punct material sau a unui corp este egală cu lucrul mecanic total efectuat asupra corpului respectiv. Iar când avem o reprezentare grafică de tipul F, funcție de X, atunci lucrul mecanic este egal cu area de sub grafic. În cazul nostru, area se poate calcula ușor pentru că avem forma unui trapez cu baza mare egal cu 8 și înălțimea 27 și baza mică
6 minus 2. Puteți urmări pe grafic. Deci avem aria acestui trapez egală cu baza mare plus baza mică. 8 plus 6 minus 2 este baza mică, adică 4. Înmulțit cu înălțimea care este 27 supra 2. Și putem să scriem așa, fără să ne gândim la unitățile de măsură, pentru că avem newtoni și metri în grafic. Și această arie este numeric egală cu lucrul mecanic pe care l-a efectuat forța care a acționat asupra corpului nostru. Și asta înseamnă că acest lucru mecanic este 12 pe 2 este 6, 27 ori 6, 42 rămâne 4, 162 de juli. Deci lucrul mecanic efectuat a fost 162 de juli. Și dacă revenim la teorema variației energiei cinetice, acest lucru mecanic trebuie să fie egal cu energia cinetică pe care o are corpul la sfârșit, pentru că enunțul spune că acest corp pleacă din repaus. Deci L trebuie să fie egal cu energia lui cinetică la sfârșitul mișcării, adică atunci când ajunge în punctul de coordonată 8 metri. Și avem atunci mv pătrat supra 2, energia cinetică este egală cu lucrul mecanic, de unde v pătrat este egal cu de 2 ori L supra M. Și atunci V va fi radical din de 2 ori lucru mecanic supra masă. V va fi atunci radical din 2 ori 162 supra 1. Pentru că masa corpului este 1 kg. Adică 324. Subradical avem metru pătrat pe secundă la pătrat și atunci viteza este 18 metri pe secundă. Răspunsul corect, varianta corectă, este B. 7. Ecuația mișcării unui mobil este X egal cu 2 plus 6T. 2 plus 6T. Minus t pătrat. Pentru că avem termenul în t pătrat, înseamnă că avem o mișcare uniform variată. Valorile sunt exprimate în sistemul internațional, iar întrebarea este, după ce interval de timp viteza mobilului este egală cu o treime din viteza inițială. Legea mișcării uniform variate are forma generală x egal cu x0 plus B0T plus AT pătrat supra 2. Și prin identificare observăm că avem următoarele valori. X0 egal cu 2 metri, V0 egal cu 6 metri pe secundă și accelerația egală cu minus 2 metri pe secundă la pătrat. Dacă pun minus 2 aici obțin 1, coeficientul lui t pătrat. Am scris unitățile de măsură pe care le vedeți pentru că spune enunțul că valorile sunt exprimate în sistemul internațional. Legea vitezei în mișcarea uniform variată este V egal cu V0 plus A ori T. Și noi vrem să aflăm intervalul de timp după care viteza mobilului este egală cu o treime din viteza inițială și atunci punem această condiție. Viteza să fie V0 supra 3. Și obținem V0 supra 3 este egal cu V0 plus A ori T. Adică V0 minus V0 supra 3 este 2 V0 supra 3 egal cu minus A ori T, de unde rezultă că T este minus 2 V0 supra 3 A. Și acum mai trebuie doar să înlocuim V0 și A cu valorile pe care le știm,
T va fi egal cu minus 2 ori 6 metri pe secundă supra 3 înmulțit cu minus 2 metri pe secundă la pătrat. Se simplifică cu 2, 6 pe 3 este 2, avem de 2 ori minus, deci rezultatul este pozitiv, T egal cu 2 secunde. După 2 secunde de la începutul mișcării, de la începutul intervalului de timp pe care studiem noi mișcarea, viteza devine o treime din viteza inițială, deci răspunsul corect este E. 8. Impulsul, două puncte, înseamnă că e vorba despre o definiție. A este egal cu produsul dintre forță și viteză, B este o mărime vectorială egală cu produsul dintre masă și vectorul viteză, e corect. Ce spune la B, impulsul este o mărime fizică vectorială egală cu produsul dintre masa și viteza unui corp. La C, spune, este egal cu raportul dintre lucrul mecanic și timp. Raportul dintre lucrul mecanic și timp este putere, joule pe secundă. Acest raport se măsoară în wați, este putere. Deci, C nu este corect. D. Are expresia P egal cu M ori A. Produsul dintre masă și vectorul accelerației este forță și nu este impuls. Deci, din nou, variantă incorrectă. Este invers proporțional cu masa corpului. Vedem din relația corectă că este proporțional, direct proporțional cu masa corpului. Deci, și E este o variantă incorrectă. Are sens opus vitezei, aceeași relație ne arată că are același sens, aceeași direcție și același sens cu viteza, așa că singura variantă corectă este B. Și acum dacă știm formula impulsului, știm că nici varianta A nu este corectă, impulsul nu este produsul dintre forță și viteză, deci răspunsul corect este B. 9. Un corp lovește frontal un perete, în ce raport este forța medie de contact în cazul ciocnirii elastice față de forța în cazul ciocnirii plastice, dacă timpul de ciocnire este același. Deci avem un corp, să zicem că are masa M, care ciocnește frontal un perete. Corpul se apropie de perete cu viteza V. Asta înseamnă că impulsul lui inițial, să-i spunem P1, este M ori V. Dar, pentru că ciocnirea este frontală, n-are rost să lucrăm vectorial. Atribuim semnul plus vitezei care e spre dreapta și dacă vom avea viteze care sunt spre stânga, vor avea semnul minus. Și atunci impulsul inițial este M ori V. În modul este M ori V. Să ne gândim întâi la ciocnirea plastică. Dacă am o ciocnire plastică, corpul meu rămâne lipit de perete și înseamnă că impulsul al doilea este zero. Aici fac o paranteză, să nu credeți cumva că în acest caz nu se conservă impulsul. Impulsul se conservă întotdeauna. Indiferent despre ce fenomene vorbim, legea conservării impulsului este o lege care acționează, care este valabilă întotdeauna. Impulsul se transmite peretelui, dar pentru că masa peretelui este atât de mare față de masa corpului care îl lovește, viteza peretelui va fi practic zero. Și atunci și viteza corpului care rămâne lipit de perete este practic zero. Dar asta nu înseamnă, repet, că nu se conservă impulsul. Și atunci forța, în cazul ciocnirii plastice, să o notăm cu F indice P, este delta P plastic supra delta T. Delta P, în cazul ciocnirii plastice, este P2 minus P1, 0 minus MV. Este minus M ori V. Deci, în acest caz, avem minus M ori V supra delta T. Forța în cazul
ciocnirii plastice. Dacă am o ciocnire elastică, corpul meu se întoarce mișcându-se pe aceeași direcție, dar și cu aceeași viteză în modul, dar spre stânga. Ceea ce înseamnă că în cazul ciocnirii elastice, pe 2 va fi minus m ori v și nu va fi 0. Și atunci variația impulsului, delta p, în cazul ciocnirii elastice, va fi p2, adică minus mv, minus p1, din nou minus mv, deci delta p, în cazul ciocnirii elastice, va fi minus de 2 ori mv, iar forța, în cazul ciocnirii elastice, va fi minus 2 mv supra delta t. Pentru că va fi din nou delta P pe delta T. Și pentru că enunțul spune că timpul de ciocnire este același, raportul dintre forța care apare în cazul ciocnirii elastice și forța care apare în cazul ciocnirii plastice este 2. Ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este B. Avem acolo 2 la 1. Raportul 2 la 1. 10. Ce accelerație trebuie să aibă căruciorul din figură, astfel încât corpul A să nu cadă? Coeficientul de frecare dintre corp și cărucior este μ. Căruciorul se mișcă spre dreapta cu o anumită accelerație, accelerația A. Și asta înseamnă că obligă și corpul A să se miște spre dreapta cu această accelerație, dar pentru asta trebuie să acționeze asupra lui cu o forță, forța F. Și asta înseamnă că apare și o reacțiune, corpul A apasă căruciorul cu o forță egală în modul cu forța F. Dar putem să ne gândim și altfel. Dacă ne gândim că suntem într-un sistem de referință neinerțial, apare o forță de inerție. O forță de inerție orientată spre stânga, cu care corpul A apasă peretele căruciorului. Ceea ce înseamnă că avem o apăsare între corp și peretele căruciorului, o apăsare care apare din cauza accelerației A, și care are valoarea, să notăm cu N, această apăsare, egală cu forța cu care este accelerat corpul A. Să zicem că el are masa M mic și atunci această forță este masa înmulțită cu accelerația. Dar dacă avem o apăsare, avem și o forță de frecare. Și forța de frecare se calculează înmulțind coeficientul de frecare cu apăsarea. În cazul nostru, forța de frecare atunci va fi μ ori m ori a. Și forța de frecare va fi orientată în sus. De ce? Pentru că corpul A are tendința de a cădea. Forța de frecare este cea care încearcă să nu-l lase să cadă. Și această forță de frecare va împiedica căderea corpului A doar dacă devine egală cu greutatea corpului A, care este forța care încearcă să-l miște în jos. Deci forța de frecare trebuie să fie mai mare sau măcar egală cu greutatea corpului A. Adică forța de frecare μ ori m ori a trebuie să fie mai mare sau egală cu m ori g. Și putem împărți relația la m și obținem că μ ori a trebuie să fie mai mare sau egal cu g, și pentru că întrebarea este ce accelerație trebuie să aibă căruciorul, accelerația este mai mare sau egală cu g supra μ. Și acum putem căuta răspunsul corect. Varianta corectă este A, mai mare sau egală cu G supra μ.
mai avem ca variante G mic, mi ori G mic, infinită, problema nu are soluție, G supra mu. G supra mu, varianta F, nu este bună pentru că întrebarea este astfel încât corpul A să nu cadă. Ori G supra mu este limita. Răspunsul corect este trebuie să fie mai mare sau egală cu G supra mu, deci varianta A. Succes și spor în studiul fizicii. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!